Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, voi da citire deciziei Consiliului Politic Național al Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, convocată astăzi, 1 martie 2020, în ședință extraordinară. Analizând cu obiectivitate cele 100 de zile trecute de la instaurarea guvernului Igor Dodon și constatând că toate acțiunile guvernului sunt subordonate deciziei acestuia de a mai câștiga cu orice preț un nou mandat de președinte al Republicii Moldova, evaluând gravele prejudicii sociale, economice și politice pe care acest guvern le aduce Republicii Moldova și oamenilor țării, prin izolarea aproape completă a acestuia față de ecosistemul european, economic, social și politic, luând act de noile coordonate care măsoară sărăcia și corupția din Republica Moldova din cauza unui regim centrat în jurul cultului personalității unui președinte aflat în plin proces de uzurpare totală a puterii de stat și de restaurația concertată a oligarhiei de tip mafiot, observând cu îngrijorare degradarea continuă a spațiului de dialog parlamentar și social și preluarea de către Igor Dodon și anturajul acestuia schemelor economice criminale care au rolul de a subordona suferinda economia Republicii Moldova intereselor de clan și partinice, constatând că peizajul mediatic, cu izolate excepții, s-a așezat deja în formație de luptă pentru ultima fază a războiului hibrid pe care Igor Dodon și coordonatorii săi externi l-au pornit deja împotriva Republicii Moldova și poporului său, înțelegând, după aproape 4 luni de eforturi și apeluri repetate pe care Platforma Demnitate și Adevăr le-a făcut pentru a aduna sub un singur proiect de țară toate energiile politice naționale pro-europene împotriva lui Igor Dodon, au ieșuat din cauză pe care istoria le va consemna în cărțile sale și, asumând cu maximă responsabilitate și consecvență publică și politică misiunea de a elibera Republica Moldova de pericolul pe care îl reprezintă pentru viitorul acestea Igor Dodon și forțele externe care îl sprijină, Platforma Demnitate și Adevăr a decis astăzi să deschidă în mod oficial un front de luptă politică pentru neutralizarea finală a celui care, prin acțiunile și abordările sale, păstrează Republica Moldova la periferia Uniunii Europene și refuză să permită emanciparea și democratizarea societății noastre. Astfel, Consiliul Politic Național a decis în unanimitate desemnarea domnului Andrei Năstase, președintele Platformei Demnitate și Adevăr, drept candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, pentru scrutinul pe care se va desfășura în toamna acestui an. Domnul Andrei Năstase a primit din partea Consiliului Politic Național mandat deplin pentru a coordona în continuare eforturile partidului Platforma Demnitate și Adevăr pentru identificarea tuturor soluțiilor care pot coagula în jurul unui proiect de țară strategic și validat la nivel european toate forțele și energiile pe care, în mod democratic și transparent, să permită alegerea unui președinte care să lucreze doar pentru oameni și niciodată împotriva lor. Obiectivul asumat de partidul Platforma Demnitate și Adevăr este asanarea și racordarea completă a societății noastre la valorile și principiile democratice, accelerarea parcursului european al Republicii Moldova, președinția fiind un mijloc pentru atingerea acestor obiective. Declarația politică redactată astăzi, 1 martie 2020. 20. Vă mulțumim. Și acum îi ofer cuvântul candidatului Partidului Platforma Demnitate și Adevăr la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnat astăzi de Consiliul Politic Național, domnul Andrei Năstase. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă felicit pe toți cei care ne priviți în momentul de față cu această frumoasă zi de 1 martie. Să vă fericit cu venirea unei prime veri pe care ne-o dorim cu toții să fie cea a schimbării. Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și vreau să vă spun tuturor celor care ne privesc câteva cuvinte. În ziua în care Plahotniuc a părăsit teritoriul țării pe care o stăpânise ca un vătav 10 ani de zile, am știut că regimul său se terminase. Am crezut că îl putem da jos pe Plahotniuc încă de la începutul luptei noastre. Să știți că, fără încredere
în faptele noastre, nu am fi reușit acest lucru. Momentul fugii lui Plahotniuc nu a fost unul întâmplător. S-au adunat în spatele acelui moment ani întregi de muncă, ani întregi de luptă a oamenilor demni, cinstiți și curajoși ai Moldovei. S-au adunat sute de zile și nopți petrecute în ger sau arșiță de domniile voastre și de toți acei care au răspuns chemării, platformei demnitate și adevăr, făcând front comun pentru o cauză demnă de un popor deșteptat. Nimic nu se întâmplă peste noapte în istoria unui popor. Câteodată, răul și dezastrul se pot prăvăli asupra unei țări sub forma unei catastrofe naturale într-o singură zi sau în doar câteva ore. Doar răul. Dar binele, dragii mei prieteni, peste noapte nu a venit niciodată. Nu i s-a întâmplat nici nouă, nu s-a întâmplat nici unui alt popor de pe acest pământ în toată istoria sa. Pentru mai bine, pentru libertate, pentru dreptate, trebuie să lupți continuu. Trebuie să ai încredere în deciziile tale și trebuie să faci zilnic câte ceva crezând cu tărie că un astfel de moment va veni. Fuga lui Plahotniuc a fost un astfel de exemplu. Un astfel de moment de încununare a luptei și muncii unui popor împotriva unui regim criminal. Nici în cazul lui Igor Dodon lucrurile bune pentru Moldova nu se vor întâmpla de la sine, nu se vor întâmpla peste noapte. Trebuie să facem zilnic ceea ce trebuie pentru oameni și pentru țară. Noi cei din Platforma Demnitate și Adevăr luptăm încă de la înființare pentru adevăr, pentru libertate, pentru democrație, dreptate și o viață mai bună pentru toți. Suntem zilnic între oameni, în orașe și în sate, la locurile noastre de muncă, în parlament, în primării sau în consiliile raionale. Avem credința lucrului bine făcut și știm, poate mai bine decât toți ceilalți actori politici din Republica Moldova, că rezultatele bune pentru oameni și pentru țară nu vin din senin. Fără muncă, modestie, curaj și credință nu vom face schimbarea în bine atât de așteptată de toți. Am primit astăzi o responsabilitate uriașă. Mi-o asum. Între acest moment și ziua votului mai sunt câteva luni de zile în care trebuie să depunem cele mai serioase eforturi pentru a reuși ceea ce ne propunem. Recuperarea președinției Republicii Moldova este doar un mijloc prin care dorim să ne atingem obiectivele noastre supreme. Creșterea calității vieții oamenilor, eradicarea corupției, dreptate pentru toți și pentru fiecare în parte, libertate, stat de drept și justiție independentă, reîntregirea familiilor noastre aici, acasă, integrare europeană pentru Republica Moldova și pentru cetățenii ei. Locul țării noastre este alături de toate celelalte state ale Uniunii Europene, nicăieri în altă parte. Iar proiectul de țară în jurul căruia vom dori să adunăm toate forțele naționale și europene va avea în centrul său cetățeanul Republicii Moldova, drepturile și aspirațiile lui legitime și naturale. Oamenii au nevoie de un președinte care nu minte și care nu transformă întreaga țară într-o anexă prăfuită a setului său de interese economice și oligarhice. Moldova are nevoie de un președinte care adună oameni în jurul unor valori și principii, nu-i dezbină și nu-i împarte. Are nevoie de un președinte cinstit și modest, dedicat cauzelor naționale care pot transforma Moldova într-o țară în care să vrei să trăiești. Trebuie să ne recăpătăm respectul față de culorile steagului nostru, față de istoria noastră, trebuie să fim toleranți, înțelegători și să trăim în bună înțelegere toți împreună în comunitățile noastre. Republica Moldova are nevoie de o clasă politică nouă, formată din oameni demni și cinstiți, care prețuiesc adevărul, munca, proprietatea, familia, iubesc biserica și pe Dumnezeu. Este momentul să vrem mai mult de la noi înșine, să devenim mai buni și mai puternici ca niciodată pentru a ne elibera de vechile deprinderi care încă ne fac atât de mult rău. Este momentul să învățăm din nou să spunem da când suntem rugați și să spunem nu când suntem obligați. Nu mai putem aștepta 30 de ani pentru a decide să fim noi cei care ne conducem țara, nu alții, sprijiniți de forțe externe. Moldova are nevoie de un președinte care să fie un model de conduită și de echilibru.
un factor care să catalizeze toate acțiunile statului pentru dezvoltare, bunăstare economică și pace socială. Republica Moldova are nevoie de noi. Are nevoie de noi coordonate de reprezentare la nivelul european, de o reașezare conceptuală sănătoasă a modului în care politica externă a țării aduce beneficii reale pentru cetățenii săi. Toate aceste deziderate vor fi parte a proiectului de țară pe care Platforma Demnitate și Adevăr îl va supune atenției fiecărui cetățean, de aici, de acasă și din diasporă. Este nevoie mai mult decât oricând de asumare în detaliu a proiectului de consolidare a identității noastre naționale. Astăzi, în ziua în care am primit din partea colegilor mei mandatul de a candida la președinția Republicii Moldova, vă spun tuturor că nu voi face niciun fel de rabat de la valorile care mi-au călăuzit în acest moment viața și întreaga activitate civică și politică. Nu va fi ușor, dar cel mai de încredere aleat pe care noi, cei din Platforma Demnitate și Adevăr, îl avem încă de la înființare, va contribui decisiv la victoria pe care oamenii Republicii Moldova o vor repurta în toamna acestui an împotriva minciunii, a mediocrității, a oligarhiei și oportunismului politic. Acest aliat al nostru este adevărul. Iar cu ajutorul acestuia vom putea răzbate în cea mai complicată competiție politică din ultimii 10 ani. Închei fiind convins că toți cei care vor ca Republica Moldova să nu mai fie cenușăreasa Europei se vor implica plenar în lupta de eliberare a poporului nostru de sub dominația celor care au preluat astăzi toate schemele criminale ale fostului regim controlat de Plahotniuc și camarila sa. Cel mai mare coșmar care se poate întâmpla Republicii Moldova este ca în toamna acestui an Igor Dodon să câștige un nou mandat de președinte. Atât eu cât și colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr vă promitem că acest lucru nu se va întâmpla. Vă rugăm doar să aveți încredere în adevăr și în deciziile voastre, în ceea ce vă dictează mintea și inima. Iar Dodon va avea soarta lui Plahotniuc. Vă mulțumesc, așa să ne ajute Dumnezeu. Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, voi fi succint. Moldova are un candidat. Acest candidat este Andrei Năstase. Este rezultatul muncii și activității noastre de 4 ani, 10 ori cu sacrificiu, 10 ori cu mai multe concesiuni. Platforma Demnitate și Adevăr a fost și este un partid specific pentru Republica Moldova, care s-a născut în stradă, este emanația 10-or, dar poate sute-or de mii de oameni care au protestat și noi am venit în politică pentru unitatea, de dragul unității și am promovat această idee timp de 4 ani. Și mi se pare că au fost exemple cu prisosință, exemple de sacrificiu și aceste exemple în mare parte s-au soldat cu rezultate. Cu asemenea abordare am venit și acum și 4 luni am făcut totul, absolut totul posibil pentru a identifica candidat pentru unitate națională, un candidat nepartinic. Regretăm că nu știu de ce acest deziderat al platformei, această idee de unitate, de unii au fost tratat ca o slăbiciune, ca nu știu ce, noi suntem foarte puternici. Noi suntem un partid cu structurile puternice în teritoriu, cu mii de consilieri locali, cu sute de consilieri regionali, cu echipa frumoasă în Parlament și foarte bine cunoaștem de ce are nevoie țara. Și acest lucru s-a spus aici. Și de azi înainte, reieșind din realitatea politică, de ceea ce noi am văzut, de anumite doze de egoism, noi, cu toată puterea, cu toată tăria, mergem înainte și
cu certitudinea, mergem în această luptă deloc ușoară a politică pentru a câștiga. Și suntem siguri că putem să facem acest lucru și azi nu a fost niciun dubiu, nicio îndoială nu a fost în cadrul ședinței Consiliului Urgit despre acest lucru. Platforma Demnitate și Adevăr are candidat puternic, are echipă puternică și noi vom câștiga. Stimați prieteni, astăzi s-a decis cu votul majoritar și unitar al membrilor Platformei Demnitate și Adevăr o decizie așteptată, o decizie de a înainta politic un candidat care să unească. Candidatul Andrei Năstase ne va reprezenta la alegeri prezidențiale și evident acest lucru trebuie să întărească întregul spectru de opțiuni din Republica Moldova pentru ca acest stat să poată fi recuperat democratic, pentru ca președinția să nu fie lăsată pe mâna unor persoane care încearcă să o uzurpeze, iar partidele noastre trebuie să colaboreze împreună pentru ca această candidatură pronunțată astăzi să fie cea învingătoare în viitorul scrutin prezidențial. Dar acest scrutin, practic, s-a început, după cum înțelegeți, pentru că noi trebuie să fim pregătiți, să întărim solidaritatea tuturor cetățenilor care își doresc o patrie care să le merite așteptările, o patrie care să-și aducă oamenii acasă din diasporă, o patrie care să lucreze prin justiție, prin dreptate, prin demnitate, exact cuvintele care răsună pe, emblematic pe denumirea partidului nostru. Odată cu ziua de astăzi, toate eforturile membrilor acestui partid vor fi îndreptate spre câștigarea alegerilor. Mulțumesc! Succes! Mulțumesc. Bine. Cumva profităm de ocazia că există alături de noi presa din Republica Moldova. Dacă sunt întrebări, vă rog să ne le puneți. Până atunci însă vom face un apel către toți cei care astăzi se află în campanie electorală. Să dăm cu toții dovadă de responsabilitate. Mă refer întâi de toate la circumscripția 38 de Hâncești. Este foarte important să dăm un mesaj foarte puternic că un candidat pe care l-am susținut cu toții în iarna anului trecut, care are susținerea cetățenilor din Hâncești, va câștiga și în aceste alegeri. Nu mai avem timp de improvizații. Republica Moldova e sătulă de experimente. Am spus oamenilor că nu putem face experimente la Chișinău. Și am avut dreptate și vă îndemn și de acum încolo să nu mai facem experimente nicăieri în ce privește țara, în ce privește acest pământ. Vă îndemn să nu facem tot felul de experimente politice și la Hâncești. La Hâncești e timpul să ne strângem rândurile, să votăm un candidat pro-european, un candidat național care împărtășește dezideratele noastre de apropiere de spațiul nostru comun, istoric, care are alături de ei oamenii și a demonstrat că a muncit în permanență pentru oameni și niciodată împotriva lor. Vă îndemn pe toți, cei de la Platforma DA, cei din alte partide democratice, pro-europene, naționale, să facem front comun în circumscripția 38, ca o repetiție în perspectiva alegerilor prezidențiale. Îi îndemn pe această cale pe toți cei care au votat anul trecut în condiții deloc ușoare pentru candidatul care astăzi este primar în orașul Hâncești, să-și dea voturile pentru cel care anul trecut s-a plasat pe locul 2, să-și dea voturile pentru domnul Cobzac. Toți dumneavoastră, toți cei care ați votat anul trecut pentru domnul Botnari, ați votat pentru un viitor european al Republicii Moldova, nu un viitor pe care ne-l propune Dodon și camarila sa. Ați votat pentru prosperitate, pentru o viață mai bună în țara noastră. Iată de ce îndemnăm pe toți cei care au votat actualul primar de Hâncești să voteze cu Grigore Cobzac. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. Vă mulțumim frumos și mulțumim pentru vizionare.